Și de mâine o să fie Iordan în fața ta. Mai ales pentru elevi, Iordan o să fie cam tumultos. Va avea valuri puternice de mâine. Nu i-a fost simplu Elisei când s-a văzut singur. Când a plecat și carul de foc și caii și când a plecat și Ilie, s-a aflat în fața primei provocări în care ai demonstrat dacă are sau nu manta. Mi-a zis Duhul Sfânt să vă întreb: câți dintre noi aveți mantaua? Nu dați semne. Cât o mai folosim? Mandaua e simbolul Duhului Sfânt. Pe câți dintre noi ne mai călăuzește Duhul Domnului? Ascultați ce spune Biblia a ridicat mantaua care i-a drumul Ilie, apoi s-a întors, versetul 13, și s-a oprit pe malul Iordanului. Puneți-vă un pic în pielea lui, oare ce se gândea Elisei? Iordanul era imposibil de trecut dacă nu intervenea Dumnezeu. În nou la școlară în care o să fie copiii dumitale și în care o să fii tu, care încă ești elev sau elevă, s-ar prea putea să se mărească Iordanul uneori. Să realizezi că sunt situații pe care nu le poți depăși. Nu pentru că nu-ți faci partea, nu pentru că nu te interesează școala, nu pentru că nu înveți, nu pentru că nu, nu, ci pentru că sunt provocări. Provocări de genul o situație financiară de criză, un accident, ferească Domnul, o boală, Iordanul. Elisei a luat mantaua care i-a drumul Ilie, a lovit apele cu ea și a zis, Unde este acum, nu ieri, nu mâine? Unde este acum Domnul lui Ilie? Unde era? Domnul lui Ilie devenise Domnul Dumnezeului Elisei. Era acolo. O să înceapă școala mâine, dragi Levi și preșcolară, și școlară, și de la clasele primare, gimnaziale, liceale, o să înceapă școala și o să vină momente în viața voastră în care nu o să fiți cu niciunul dintre membrii familiei. O să vi se ridice întrebarea asta. Unde e Dumnezeul lui tata? Unde e Dumnezeul mamei mele? Vreau să spun că Dumnezeu e acolo. În curtea școlii, când ești bajocorit, Dumnezeu e acolo. Acolo, în sala de clasă, Dumnezeu e prezent acolo unde oamenii nu pot să-ți vină în ajutor, atunci când poate că se apropie o mașină și șoferul n-are de gând să frâneze că a luat droguri la activ și nu poate frâna că trebuie să accelereze. Am să spun ceva, Dumnezeul lui Ilie trăiește. Dumnezeul acesta este viu, are capacitatea să trimită un înger, să-i blocheze roțile acelei mașini și să rămâi vindecat, teafăr și sănătos. Credeți asta în numele lui Isus? Slăvit să fie Domnul! O să ne rugăm special în rugăciunea aceasta pentru noul an școlar. Aș vrea să ne rugăm special pentru fiecare elev, pentru fiecare elevă, pentru fiecare preșcolar, să fie prezența lui Dumnezeu. Să fie prezența lui Dumnezeu cu copiii dumneavoastră când ieși, când din casele dumneavoastră, când se dau jos din mașinile dumneavoastră, când urcă în autobuz, în orice circumstanță să fie mâna cicatrizată a Marelui Rege. Vreau peste România, peste fiecare copil din România, să fie prezența lui Dumnezeu. S-a vorbit de dimineață că sunt atâtea provocări, sunt atâtea curse, sunt atâtea atacuri demonice, sunt atâtea demoni care atacă copiii de la vârste mici, de la 10 ani atacă diavolul pe unii dintre ei. În anumite săli, în anumite toalete se împart ce n-ar trebui să se împartă în școlile din Cluj-Napoca și rostesc în numele lui Iisus protecție, protecție în numele lui Iisus, protecție peste fiecare copil. Vă invit să vă ridicați. O să ne rugăm special pentru copiii din România, mâna lui Dumnezeu să fie peste ei. O să ne rugăm pentru parlament în România, să nu îngăduie Dumnezeu să se dea legi care să fie împotriva copiilor, să nu cumva să îngăduie Dumnezeu să se dea legi prin care să fie îngrădită libertatea copiilor, copiii dumneavoastră, copiii României să fie protejați de Domnul, legile să fie puse pe foc care nu sunt după voia lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu să fie biruitoare. Vreți asta? Lucrează, Doamne, pentru asta. Vă rog să mă ajutați în rugăciune ca Bunul Dumnezeu să ne planul vrășmașului cu privire la toată casa mea și la familia mea. Zicem amin. În fiecare familie să intervină Domnul Isus Hristos. Să te rogi cu putere în această seară și să zici, Doamne, sunt aici. Nu mai am oameni în jurul meu care să mă ajute. Vor fi momente în viață în care nimeni nu mă poate ajuta. Să fie mâna lui Dumnezeu cu tine. Să fie mâna lui Dumnezeu cu copiii tăi. Cine vrea ca Domnul să fie cu casa lui, să ridice o mână sus. Ne vom ruga special pentru fiecare familie. Poate n-ai copii de vârsta în care să meargă la școală. Roagă-te lui Dumnezeu! Roagă-te lui Dumnezeu! Au nevoie de protecție și când stau în dormitor și când sunt în sufragerie și în cămară și în bești și pe scări și peste tot. Au nevoie de protecție? Lăudați să fie în numele Domnului! Ne rugăm pentru familiile bisericii care vor fi săptămâna aceasta pentru rugăciune. Ne rugăm pentru cauzele bisericii.